Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, consideră că anul centenar a fost sabotat de guvernul PSD prin lipsa finanțărilor pentru mai multe proiecte importante. Bogdan Gheorghiu a precizat că în campania electorală din 2016, liderul PSD, Liviu Dragnea, a făcut paradă pe tema anului centenar 2018. În acest an, Liviu Dragnea a citit în Parlament o declarație sfărăitoare pe tema unirii României cu Republica Moldova. În realitate, guvernul PSD a sabotat anul centenar prin lipsa de finanțare a unor proiecte importante, a declarat deputatul PNL de Suceava. El a făcut referire la proiecte precum refacerea infrastructurii rutiere către Vămile cu Republica Moldova, respectiv drumul Botoșani-Ștefănești, către punctul Vamal Stânca-Costești, care în momentul de față este un dezastru total. Alte exemple date de Bogdan Gheorghiu sunt și drumurile Dorohoi, Rădăuți, Prut, Oancea, Galați și altele. Lipsa de negocieri cu Republica Moldova pentru tarife de telefonie și internet la nivelul existent în prezent în Uniunea Europeană este un alt exemplu. La aceasta se adaugă și proiectele pentru stabilirea controalelor vamale comune, crearea de noi puncte de trecere a frontierei și construirea de noi poduri peste Prut, crearea unui sistem rapid de obținere a actelor de identitate pentru cetățenii români din Republica Moldova, dar și lipsa investițiilor directe românești în această țară, a declarat deputatul liberal. Gheorghiu a precizat că în privința sistemului rapid de obținere a actelor de identitate pentru cetățenii din Moldova, trebuie amintit faptul că de la începutul acestui an, cetățenii români cu domiciliul în această țară trebuie să se programeze online pentru a solicita cărți de identitate, programul pus la dispoziție de autorități fiind unul foarte restrictiv, de doar 3 jumătăți de zi pe săptămână, ceea ce face ca programările să fie blocate. Pentru ca absurdul să fie complet, Consulatul României la Bălți în Republica Moldova anunță pe site-ul propriu că programările online pentru tot anul 2018 sunt epuizate complet. Practic, guvernul PSD, prin măsuri administrative aberante, împiedică 10.000 de cetățeni români din Republica Moldova să călătorească în România și Uniunea Europeană, prin faptul că statul român nu este capabil să le furnizeze într-un timp rezonabil acte de identitate românești. Astfel, politica guvernului PSD față de Republica Moldova se reduce la motoul „fapte, nu vorbe”, a concluzionat deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu.